Stai. Mai sper să nu cădem unul peste altul. Ah, cârcelul. Cârcel? Da. Ah, stai. Are cârcel. Da, băi, da. Aia e, da. Nu înțeleg ce zice. Dar nici nu vorbe română, nu? Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data asta la un challenge sportiv cu mușchii noștri de găină, că eu am slăbit și el cu... Nu cred că te vezi bine, nu se vede burta. Sunt alături de Pavel, nu ne-ați mai văzut de mult împreună pe un video sau pe un challenge. Astăzi suntem în parcul de street workout aici din Tecuci. Dacă nu știți, avem parc, l-am inaugurat recent. Chiar eu am făcut proiectul. Adică, nu mai zicem, da? Bun, deci... Astăzi o să facem un challenge în care o să ne punem forța la încercare. N-am mai făcut de mult, sincer, eu. Bine, nu că am mai făcut de mult. De când ai mai făcut sport? De câteva luni, cred. Mă refer la sport, adică mai faci o flotare, o săritură în alta în fiecare zi aproape. Da. Dar n-ai mai făcut așa, să tragi mai tare. De un an de zile. Eu am vreo 3 luni, cam așa, de când am mai făcut, da, mai bine. N-am mai făcut de mult. Oricum, eu am slăbit, Pavel s-a îngrășat. Suntem echilibrați, cred că el e chiar mai greu decât mine, ca și greutate acum, deși mai scund decât mine. O să facem așa, câteva challenge-uri, rămâneți până la final, nu uitați, dați un like. Și ca o provocare, scoate 100 din buzunar, hai. Care pierde, 100, am vreo 100 și ceva de lei, a, 100, lasă restul. 100, 100 de fiecare. Băgăm câte 100 de fiecare, care câștigă și dublează, adică ia 200, pleacă cu 100 în plus acasă. Pleacă cu bani de o pizza și de o mâncare, să recăpătăm forța, așa. Punem banii, nu-i punem pe jos, că ne-i avântul sau vine cineva și... mai știi, nu ia ciorile, că-s numai ciori pe aici și... Sau mai bine mi-i dai mie, țin eu, da? Bani... Că oricum câștig eu. De fapt, nu. Țineți-i tu fiecare cu banii lui și după aia la urmă. Da. Bun. Așa, astăzi, deci după cum am spus, facem puțin sport. Nu uitați, promovați mișcarea, sport egal sănătate, faceți și voi sport. Prima provocare, nu prima provocare, înainte de asta facem pregătirea organismului pentru efort, adică încălzirea simplă. Și după care trecem la primul challenge, care o să fie flotări într-un minut. Câte flotări poți să faci într-un minut? Punem cronometru și băgăm flotări într-un minut pe rând sau simultan. Simultan și le numărăm. Da, deci, facem simultan, că avem și loc. Facem o să simultan. Vadă și pe cameră. Da, se vede și pe cameră, ca să nu ziceți că trișăm, apișcat un țânțar sau ceva. Da, așa că băgăm încălzirea și după care trecem la exerciții. Un lucru de adăugat, afară sunt 40 de grade, hai nici 40, sunt 36 la soare, dar câte? 36 la umbră, deci la soare, da, sunt 40, aici e umbră. Avem noroc că e umbră, în partea aia văd că e puțin soare unde sunt barele. Dar e super mișto pentru că i-am plasat locul ăsta așa foarte bine. Avem și băncuțe, avem și umbră și nu-i nimeni momentan în parc. E ora 3-4 după amiază, e foarte cald. Și mai țineți-vă că noi acum ne-am găsit să ne facem antrenamentul. Adică, bine, un challenge, dar în același timp va fi și un antrenament. Da, și o să fie bazat mai mult pe forță și pe anduranță. Ia să-ți desmi-a burta, să-ți des burta. Etalează-ți burtica. După foarte mult timp pauză și nealimentații necorespunzătoare. Viața de student, așa e, când da. Intri la facultate, mănânci orice. Mănânci prost, dormi prost, sau nu dormi prost, dormi când apuci. Da. Ai anumite ore, programul de, na, dezordonat. Trebuie să mă întind de leață. Asta nu face parte din challenge. Deci putem să băgăm și salturi, da? Să încălzim bine picioarele, articulațiile. Avem la dispoziție un minut care face cele mai multe, dar și corecte. Deci da. Să fie ca număr, dar să fie și corecte. Deci ai grijă la poziție, ai grijă cât de jos sau cât de sus te ridici, să nu le faci, să nu fie așa făcute, da? Să nu fie așa și nici așa și nici așa. Să fie corecte, da? Așa că pregătim aici cronometru, stai așa, dar trebuie să-i dau un minut temporizator, stai așa, un minut, fac un minut, ce arată asta cu 10 secunde? Gata, pornim. Aha, întrerupere, eroare, nu, anulare, bun, perfect, avem aici minutul, așa, și înainte de asta vreau să scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige la final aceste challenge-uri sau care o să ia toate punctele, majoritatea.
Bun, ești gata? Gata. Îi dăm? Dă-i. Start! Stop! 61. 56. 61, 61. Da? Dar știi ce am văzut? Nu zic, o să zic la final. Acum nu am apucat să văd cum le-ai făcut perfect, dar părea că le-ai făcut bine. Dar nu e vorba de asta. E vorba de faptul cum te-am luat. Se vede doar cum se vede pe filmare. Da, se și vede. Și eu nu am concentrat. Crede-mă, eram mort. Și n-am mai băgat 50 de flotări de vreo 2 luni. Adică, băi, bag la câteva zile, bag 20, 30. Sunt mai ușor. Și ești mai ușor și ai și rezistență mai mare. Mi-ai făcut. Nu prea mai am rezistență, dar... Deja se vezi cum se pompează mușchi. Da, se pompează imediat. Acum, Superman, uite, gata, da. Deja s-au pompat la minte. Am vreo 68 de kg. Așa? Atât am. Mă, eu am 76, cam așa. Cred că dacă n-am... Dar nu, n-am mai... Vreo 68 am. Da, am slăbit mult. Poate pare mai mare, știi că sunt mai înalt, dar eu am oasele ușoare. Ca idee, uite, față de frate meu. Eu cu frate meu eram la aceeași înălțime. Frate meu avea câteva kg mai mult și eu eram mai gras decât el. Iar el era slab. Are oasele foarte grele. Deci când ne puneam pe cântar, vedeai că aceeași înălțime, da. Ziceai că eu am cu 50 kg mai mult decât el. Iar el avea cu vreo 2 kg mai mult. Pentru că are oasele mari. După un astfel de challenge, minim 5 minute pauză, pentru că nu poți să intri în al doilea exercițiu să faci atât de repede. Al doilea, al treilea, hai să le spun ca să... Tracțiuni, într-un minut, de asemenea, tot într-un minut tracțiuni. Al treilea exercițiu ar fi handstand la alarmă. Nu te-ai oprit, mă? S-a oprit la 2 minute acum. 5 secunde, ce? Așa, după cum ziceam, stat în mâini la bară. Handstand. Care sus? Stă cel mai mult? Nu, acolo, la paralele. Stai acum, în mâini, pur și simplu așa, nu? Da, să stai în mâini acolo, la paralele. Face planche doar că mai drept. Exact, care stă cel mai mult? Da. Încercăm să ne punem un simultan și vedem care stă cel mai mult acolo, deci e un alt test. Și la paralele și pe sol, să fie două, că poate na, poate unul stă mai bine acolo și altul stă mai bine aici. Da, da. Ca idee. Stăm câteva minute, facem tracțiunile sau stat în mâini handstand? Ca să nu ziceți că aleg eu. Sincer nu știu. Hai să facem tracțiuni, dar cum le facem? Masă lap sau așa? Nu masă lapuri. Simplu. Băgăm și masă lapuri. Bună, uite, da, urma și masă lapuri, dar cred că... Băgăm masă lapuri într-un minut? Încercăm. Nu că încercăm, trebuie să facem. Băgăm masă lapuri, dar asta zic, întâi, ideea e că trebuie să o luăm și treptat, că toate o să fie grele. Da. Deci, sunt 5 exerciții în total, da? Flotări, tracțiuni, masă lapuri și dublu handstand. Handstand acolo și aici. 5 exerciții. La asta m-am gândit în mare parte. Dar uite, era să zic că eu voiam ultima dată masă lapuri, dar și cele mai grele. Da, eu zic să facem așa, facem acum cu paralelele, după aia facem unul de forță iar și după aia iar un handstand. Le echilibrăm puțin ca altfel o să ne rupă. Ba, deci bate soale în partea asta, o să mă direct în cap. Și cum zic, putem sta simultan. Ca avem astea trei, stăm unul aici. Vai, dar ce frige! Uai! Cât frig astea de tare! Vai, nu-i bine! Vai, dar ce frig! Ha, nu-i bine, nu-i bine! Tu poți să stai aici, adică din coa. Nu, ca să nu... Eu aici și tu acolo. Că ne vedem amândoi. Acolo. Vai, dar ce frige aici! Trebuie să stăm cu mâinile întinse? Cum adică? Adică așa sau pur și simplu cum putem așa? Nu, no,
Păi handstand, drept, cu mâine întinse. Nu știu dacă mai mă pot ridica. Păi nu, că nu trebuie să te ridici direct de aici, poți să te pui de pe bară. Dacă vrei. Știi? Te duci pe bară și te pui în mâini. Ah, bun. Acum sper să nu cădem unul peste altul. Ah, cârcelul. Cârcel? Da. Ah, stai. Ah, are cârcel. Mamă, băi ce nasole. Ah. Ia cârcelul la deget ăla, știi? În mijlociu sau? Da. Ah. Nu vreau să mă lese. Tot nu mă lasă. Ah. Ia zice ce bușă ai dat aici. Nu mai pot. Ba, păi, sper să nu ne lovim. Dar nu cred. Bă, leu. Hai. Hai, băgăm au. Hai. 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 Stai, stai, stai. Nu-mi ies. Nu poți exercițiul ăsta? Eu știam că poți sau nu? Pot, dar nu. Pot dacă stau puțin flexat, știi, mă dau în jos puțin așa. Deci nu-l facem acum? Nu știu dacă o să-l faci deloc. Vrei să-l rup coloana pe aici, știi, să nu cadă așa. Bine, îl tăiem pe ăsta. Ies-o din discuție, că nu poate acum. Hai, că aici aș avea avantaj, deci să nu fie avantaj, știi, vreau să fie corect. Adică să fie pe bune, că știu că poate. Dar nu poate acum. Băgăm ațelapuri sau tracțiuni, sau handstand jos? Trebuie să încercăm jos. Hai handstand-ul pe sol. Hai handstand-ul pe sol, rămâne și după aia ne gândim la un alt exercițiu. Handstand, da? Stat în mâini. Care stă cel mai mult? Ideea este că... Trebuie să ne mișcăm așa, pac, pac? Sau trebuie să stăm? Vrei să ne și mișcăm adică dacă îți vine? Normal, este nu-i pe loc, să, da? Știu, poate vine să mă... Bine, da, să te miști puțin. Bine, hai. Deci, da, se pune așa, ca să explic, da? Nu știu dacă mă aud. Bun, handstand, dar nu o să fie doar static. În cazul în care vine să ne mișcăm, ne mișcăm. Adică să mergem puțin în mâini, înainte, înapoi, pe loc, acolo, în zona respectivă. Dar care stă cel mai mult în mâini? Și cu mers și cu fără mers. Ha. Deci nu e la minut ăsta, da? Arce, mă doare mâna asta, da. Vai, da, după flotări, parcă e greu. Hai, da, vei, stai. M-am dezechilibrat, ai denivelat tare terenul și... Mamă, dar ce... Mă dor palmele de la asta, da. Că tare... Ba da. Am vrut să mă cobor și să mă ridic, dar nu am mai putut. Deci, uitați-vă la palme. Deci, focusul. Și la mine. Că-s numai bășici, bătături, găurele. Deci e foarte ciudat, fiți atenți ce oameni răi. Ca să înțelegeți cum e terenul, e foarte iurea, în loc să-l fi lăsat să se usuce, au pus un gărduleț la început, dar numai că au fost niște oameni, niște copii sau tineri mai răi, care au sărit și au început să calce și mai nou văd că au început să-l găurească. Deci ia uitați-vă, ori nu-i turnat tartanul foarte bine, deci uitați-vă puțin, aici trebuie să mai toarne încă o dată și chiar o să le spun, pentru că nu e chiar ok treaba asta, te poți accidenta deja, ies pietrele. E terenul foarte denivelat și foarte aiurea, dar foarte, adică e ok, e moale, dar în sensul că, uitați-vă câte de răi. Deci dacă, aici e, uitați-vă, ceea ce nu-mi place, sincer să fiu, adică sunt oameni răutăcioși care strică. Adică nu se poate păstra nimic frumos, mi se pare, uitați-vă, au intrat cu picioare, au călcat și nu s-a făcut cum a trebuit. Peste tot e la fel și e cam denivelat, nu se vede decât așa, uite așa e. Da, asta e, hai punct, un egal. Al treilea exercițiu o să fie muscle-up-uri, că e mai dificil, după aia băgăm tracțiuni și după aia al cincilea am zis dips-uri, ca să fie echilibrat, că mi se pare ok, ca să avem în cazul în care facem 2-2, să fie al treilea punct decisiv. Acum nu știu dacă o să facem 2-2, că dacă câștigă unul dintre noi următoarele două, deja sunt 3 din 5 și e câștigător. Da, o să facem poate și dips-uri, așa. Deci băgăm așa, exercițiile elementare pe care ar putea să le facă oricine cu greutatea corpului într-un parc afară. Da, deci ai la dispoziție un minut. Da. Într-un minut poți să mai iei pauză, poți să cobori, poți să te ridici. Da. Ideea este să faci muscle-up-uri. Chiar dacă le faci puțin cu avânt, n-are importanță. Deci muscle-up-uri să fie, nu contează, dar să fie muscle-up-uri, da? Da. Totuși, cât de cât corect, da? Nu știu când ești pregătit și eu îi dau drumul. Dai drumul. Da. Trei, patru,
5. 6. 7. Mai ai 30 de secunde. Mai stai, mai respira, deci un minut. 7 a făcut până acum. Chiar dacă nu sunt cele mai corecte, ideea e ca să facă 8. Ideea e să facă, să facem, adică să facem după. Ideea e să le faci corecte, dar asta în timp. 8. Gata? Hai că mai ai 13. 9. Hai că nici eu nu știu câte bagă, sincer. 10. Hai. Nu mai pot. Mai băgai una. 4, 3, 2, 1. Nu mai e gata. Gata, 10 ai. Bun. Ha, rândul meu. 10. Deci trebuie să depășesc 10. Dacă depășesc 10, iau punctul. Dacă făceam prima masa la pori, mă simt deja pompat. Dacă făceam din prima masa la pori înainte de flutări, puteam să fac 15 lejer sau 10. Da, opere, da, știi? Asta, uite că nu m-am gândit să facem masa la pori prima dată. Da, crede-mă că suntem anxios. Bun. Nu știu câte fac, sincer. Dă-i. Bun. Una. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. 30 secunde ai. Mă. 20 secunde. 9. 13 secunde, 12. 10. 8. 7. 6. 5. 2. 1. 0. 10, 10. La fel ca mine, nu? 10 jumate au fost. Nu o să pun ultima oricum. Nu mai, au fost 10? Păi stai, că se egale. Acum le luăm pe care sunt mai corecte? Nu știu. Decideți voi? Oh. Nu mai putem. E tot egal, nu? Ar fi egal, da. Sau 2 egal cât mai. Vai, bă, l-ai sus asta. Nu, e 1. Adică... Am făcut... La puncte 1-1, asta a fost cam egal. Da. 10-10, da. Vedem la următor, hai. Uai. Asta m-a rupt. Bila. Dipsuri? Sau... Hai să bila. Cum s-a făcut, uite. S-a pompat. S-a pompat, da. Dipsuri sau tracțiuni? Am două zgrele pentru mine. Acum, da. Pauză câteva minute. Revenim după publicitate. Arderea e problema. Și reclama aia de la... Hidratare, nu. Era o reclamă pe la nu știu ce reclamă, habar n-am. Licea nu știu ce reclamă și la final licea arderea e problema. Ok. Aoleu. E greu contratimp, e foarte, foarte greu contratimp, te rupe. Că nici nu te gândești să le faci corect, vrei să le faci cât mai multe și... Dar asta e ca un challenge, de aia se numește challenge. Tremură picioarele. Acum dacă mă pot să mai dau un backflip, zici că se... Oricum, de picioare mă pot folosi, dar de brațe nu mai. Nu mai. Păi și cu brațele trebuie să facem acum. Și la tracțiuni și la... Haide. Da, haide capul meu, eu plâng de milă, dar eu am venit cu ideea challenge-ului, dar lasă că... Uite așa mai tragem uneori. Mă ia somn. Următorul, băgăm tracțiuni, tot așa într-un minut, dăm pornire rapid și vedem care face ca și număr mai mare. Așa, se pune aici telefonul. Deci, preza pe față, da? Da. Ha, îi dau? Da. Da.
Vai ce am dat cu barba. Vai ce ne-am dat cu barba. 13. Nu mai pot. Nu mai pot. Aaaa! Oleu. Gata. Câte? Câte ai făcut? 19. 15 avea. 15? Da. E bun. 19. L-am luat. Ha. Hai de mine. Și când mă simt pompat, amândoi. Ha. Normal, se face corect, seri. Faci, nu știu, 6, 8, 10 repetări, pauză. Și așa mai departe, faci 4, 5, 6 serii câte vrei. Și nu toate exercițiile odată. Dar, vă repet, e un challenge. Încercați și voi să faceți toate exercițiile astea, pauză 5 minute între ele, doar încercați. Într-un minut, vă provoc, încercați challenge-urile. Și rămân dipsurile. Acum aș avea 2-1, că la masă la pur să zicem că a fost egal. Și mai rămân dipsurile. Și voi dați verdictul. Dar vedem. Ok, hai, dipsuri, da? Deci ne simțim deja pompați, ultimul exercițiu, runda finală. Sunt crăcănate pentru mine. Sunt prea crăcănate? Da. Așa e poziția bună, sunt depărtate, nu crăcănate. Sunt crăcănate barele astea. Care? Hai, tu acolo și mai în față sau cum? Da, nu contează. N-are importanță. Doar că frige. Frige, frige, da. Așa, stai să pun timpul. Îi dăm pornire aici. Hai, gata, stai, filmează. Filmează. Și pregătit? Da-i. Gata. Hai. Ah. Vezi ce am făcut și deja să mă da? Da. Nu văd în spate. Vai, nu mai pot. Nu mai pot. Nu. Am 30, da. Da, văd o gata. Oh. Nu mai pot. Văd în... Pentru mine e prea crăcănate, știi? Mă, cum să fie? Așa e poziția. Dacă e prea apropiat unui loc, trebuie să fii puțin după nivelul umerilor. Puțin. Ca să scurt timp. Nu. S-a închis ecranul, nu sună. Nu. No. Nu mai. Hai. Nu, că mi-a pare că mai e timp? Nu mai gata. Zero. Am făcut abia 11. Ah, deci a câștigat. Stop. S-a obișnuit la de mai aproape, știi? Uite, ca și cum o să aici sus, vezi? Ai, ai. Am câștigat. Am câștigat, marcă banii. Uite, dau banul, Bogdan. Marcă banii. Am făcut un challenge cu el. Așa să câștigă 100 de lei. A câștigat. Așa să câștigă 100 de lei. Faceți pariu cu prietenii. Pe sport, faceți sport și faceți 100 de lei. 200 de lei, omul. Nu, 100. Cum am câștigat 200? Costul avea meu. Am pus fiecare câte 100 la bătaie. A fost 200. Da. Așa se face aici, mă. Așa se fac bani. Băgăm bani la buzunar. Jucați frumos, trebuie pe bune. Trebuie să-mi aleg alte ce exerciții? Nu. Pe altcineva care să fac challenge, care e mai slab. Eu zic să ne mai antrenăm amândoi și după aia să mai facem o dată. Nu să-ți alegi alt oponent. Întotdeauna să-ți alegi un oponent mai bun decât tine. Și îți dau cuvântul că eu am ales să fac cu tine, că tu știam că ești bun. Și tu faci exerciții. Și da. Bag un front level acum. Acum nu mai. Îți garantez că îl faci mai bine ca mine în momentul de față, deși eu îl făceam înainte mai bine decât ea. Deci ideea este că... Acum na, omul s-a mai îngrășat. Dar eu știu cum făcea. Am pus aproape 10 kg, eu aveam 65 și acum am 75. Deci ai pus 10 kg, eu am slăbit 10 kg. Nu mai poate, chiar că... Da. Na. Deci, întotdeauna când vreți să faceți un challenge sau să evoluați în ceva, mai ales pe domeniul sportului, sau și la artă, la că pictez, la că orice, la orice. Că e artă, că e sport, că muzică. Orice, muzică, nu are importanță. Ia-te după unul mai bun decât tine dacă vrei să evoluezi. Și eu sincer te consider bun.
și ai ajuns la salturi, la tricking, chiar și la astea, la anumite elemente, ai ajuns la un moment dat mai bun decât mine. Acum când ai mai făcut mișcare, nu că nu ești mai prost. Ai scăzut din forță, din anduranță, de tot. Da. Și la fel și eu, deci ca să se înțeleagă foarte bine treaba asta. Oricum, băgați acolo. Facem câteva cadre de final cu parkour. Da, pe picioare acum să te bazezi. Da. No. Cam ăsta e videoclipul, dragi prieteni, dacă v-a plăcut, dați și voi acolo un like, nu mai pot să vorbesc, mesete, unde mi-e apa? Mesete. Nu uitați să vă abonați, dați un like și ne vedem data viitoare. Pa! Și canalul Pavel l-aveți în descriere, dați și lui acolo o abonare mică. Da, dați și un like și la videoclipurile mele, vă uitați dacă vreți, că postez ceva interesant, total interesant. Intrați acolo. Dar cu mai multe... Vede acolo ei.